Salut! Astăzi vreau să vă arăt, am mușchiul țigănesc pe care l-am făcut, l-am afumat vreo 5-6 zile, așa, câte 2 ore, cu rumeguș de arin frumos. Uitați cum arată! Acum l-am scos din afumătoare. Dacă se vede. Și acum vreau să vă arăt partea a doua. Trebuie să-l pun la fiert, dar nu la fiert așa. Cam se face umbră, dar nu știu de ce. La fiert, la aburi, cam 2 ore trebuie să fie. Eu am această siză, așa îi zic, nu știu cum se numește. Pe toate are numai găurele. Până aici sus are, de aici încolo nu are. Am găsit-o la fix. Eu am această oală de inox de 15 litri, cred că are. Și unde am cumpărat, eu aveam și oala. Dar dacă eu aveam oala aceeași care o avea acolo, am luat decât sita, vedeți? Și intră la fix sita în această oală. Și așa o voi fierbe mușchiul țigănesc, îl voi pune aici. Capacul după aia se potrivește rapid, vedeți? O să pun apă în oală cam de 2 degete, așa să zic, ca să nu ajungă la sita care am cumpărat-o eu. Deci dacă sita ia asta aici, vreau să zic așa, ia asta pe marginea asta. Dacă o pun așa pe marginea asta, cam 2 degete de apa, dacă am să pun în ea, o lasă de înclocos să fiarbă puțin. Când a ajuns apa să clocotească, o să pun, sau îl pun de prima oară, nu contează. Dacă începe să clocotească apa, am termometru și îl pun aici sub capac. Și las 2 ore între 60-70 de grade. Mulți spun între 70-80, alții între 60-70. Eu o să fie constant așa între 65 sau 75 de grade. Pentru că n-am ochi, eu am plită. O să încerc, e prima oară la plită când fac. Și o să văd, dar întâi să pun apă la, în oală, cam de 2 degete, să văd să n-atingă sita de oală, apa de sită, să rămână cam ceva loc sub ea, și după aia o să se fiarbă ușor la abur mușchiul țigănesc. Am revenit, nu știu dacă se vede câtă apă am pus, cam de 2-3 degete, așa, de 2 degete am pus, ca să nu atingă, cum să zic eu, apa această sită. Vedeți? Acum voi pune sita înăuntru. N-atingea apa, că dacă atingea, curgea apa după sită. Înțelegeți? Voi pune mușchiul țigănesc, dar întâi să o dau să fiarbă. Vedeți? Să dau foc. Am revenit, nu știu dacă se poate observa, eu am legat acum o sfoară, am băgat-o pe ața de la mușchiul țigănesc și am legat-o de mânerile la această sită, ca să stea ele cât de cât în picioare. Și ele stau pe fundul vasului și atârnate de asta, drepte stau cum ar veni. Am pus apa, deja am dat drumul la plită
Și de în timpul când o să înceapă să clocotească apa, o să dau plita la minim, o să-i pun capacul că stă cât de cât așa și o să bag și termometru aici, că este loc. O să bag termometru așa, să văd câte, nu știu dacă se oferă, să văd câte, să nu depășească 70-75 de grade și o să o las 2 ore să fiarbă așa. După aceea se scoate mușchiul țigănesc și se pune la zvântat. Apa a început să clocotească, se simte temperatură. Deja a început să iasă aburi. Acum voi pune, deja este la 8. Voi pune capacul și voi pune și termometru. Să-l pun în așa fel ca să... Uitați, nu știu dacă se vede, are, dar nu merge. L-am pus, trebuia pus în partea asta la altă, că nu se vedea. Nu știu dacă se vede acum. Are 62, 63. Când o să crească la 70 de grade, o să dau focul să, la minim să fiarbă 2 ore. Și eu o să mai mă uit din când în când să văd, după când se stagnează o temperatură așa între 60-70-75 de grade, 65-75 de grade, o să las focul la, deja acum are 65 de grade. O să-l las să fiarbă 2 ore. Am revenit, am lăsat 2 ore aproape, sau 2 ore, să fiarbă în aburi mușchiul țigănesc, nu știu dacă se vede aici, la o temperatură de aproximativ, am are 70 de grade. Plus minus 70-72, eu am dat la 70. La 3 este plita, prima oară a fost la 5, la 6, după aia s-a stagnat așa o temperatură la 70 de grade la, la nivelul 3. Am oprit plita, acum să vedem ce a ieșit. Să vedem cum mai iese aburi. O să tai ața care am legat-o, așa. Cum arată, nu știu dacă se vede. După aceea o să-l pun la zvântat. Acum sunt aburite. Uitați. Se lasă la zvântat o zi. Da, și sita care am băgat-o s-a potrivit la fixă oală. Apă puțină. O să mut puțin așa postamentul ca să vedeți. Deci acum nu pot să-i pun afară că plouă de rupe. Aceasta a fost filmarea mea de astăzi. Dacă vedeți cum arată. O să-i pun tot în afumătoare să se zvinte.
au ceva greutate. Deci aceasta a fost filmarea mea de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați gratuit la canalul meu de YouTube. Ca să fiți anunțați pentru următoarele, am chestii interesante acolo. Și videoclipul următor o să pun că am găsca care l-a fumat, o să fac tot așa cum am făcut și cum să zic eu, mușchiul țigănesc. Mulțumesc, o zi bună!